Salutare și bine v-am găsit la un nou tutorial pe CreativeMonkeys.com. Mă numesc Alex, iar în acest tutorial vom continua să modelăm mașinuța noastră dragă, Dacia 1300. În această parte o vom pregăti cât se poate de bine pentru a putea intra în detalii în părțile următoare. Așa că intrăm direct în Max, deschidem ultima salvare, ne deschidem și referințele și efectiv continuăm cu detalierea caroseriei. Selectăm mașinuța, dăm pe Editable Poly și cu Edge continuăm mesh-ul spre ușă, deci sigur aici este o ușă, pe cuvânt, deci vedeți și voi, chiar aici ai, dacă nu o vedeți, așa. Deci nu, serios, ați văzut? Da, e acolo, da. Ușa, da, e acolo. Continuăm cu Shift, ținem pentru a da extrude la edge și după cum putem observa, mesh-ul nu e prea continuu și putem rezolva lucrul acesta foarte ușor. Tragem de vertex ca de obicei. Așa, aducem puțin mai încolo. Un tool foarte bun este acest snap toggle înseamnă te muta între două chestii, deci toggle on și toggle off. Mă rog, lăsăm explicațiile pentru cei care știu termenii în engleză, să-i traducă. Și acest snap toggle îl setăm pe vertex pe 2,5. Și, Shift Z pentru a reveni în viewport. Deci e un fel de control Z al viewporturilor. Selectăm, vedem ce vertex trebuie să dăm snap. Le selectăm pe celelalte 3. Nu, de fapt selectăm pe acesta și în right îi dăm un snap. Și s-a format o linie continuă, teoretic linia asta așa, care e întreruptă acum. Acum urmează să mergem, în front. Putem scăpa de snap-ul ăsta, putem apăsa pe S sau să apăsăm pe butonaș. Așa. Și putem să mergem cu constraint edge. La fel și aici. Mutăm vertex și pe teoretic pe Z, dar după cum e dispus maxul, mutăm pe Y. Și mai tragem o linie aici, dăm connect, lăsăm deocamdată vertexul liber, deși nu e bine pentru asta, pentru sănătatea mesh-ului nu e bine, așa și îl mai mutăm un pic. Hai să-l conectăm de tot acum. De ce ne ascundem? Și mai avem un pic grijă aici. Echilibrăm zona, să zic așa. Elevator music, where is you? Why no you play? That's Yoda using 9 gag language.
Bun, și începem efectiv să dăm target weld pe edge. Click dreapta, target weld. And we go on like this. Uite, mă, ce drăguț ai. Alt X, să vedem rezultatul cu Turbo Smooth. Nemaipomenit. Aproape că am terminat. Așa. Și ce parte ar mai trebui să completeze mașina ar fi zona respectivă pe care o facem imediat. Ca să corectăm chestia asta care nu știu cum mi-a apărut, e ceva eroare. Eroare de greșeală. Dăm un connect aici să mai completăm puțin mașina. 6. Să fie ok. Și efectiv luăm bucățile astea și le dăm delete. Mergem în side. Ne uităm cam ceva de genul să fie. Pa. Așa. Și cu target weld recompletăm. La fel. Dăm click dreapta să scăpăm de target weld. Mergem pe vertex și... Opa. Nu. S-a întâmplat aici o chestie. Putem merge de fapt tot pe linii, pe edges și dăm target weld. Super. Absolut nemaipomenit. Așa. Și ne mai uităm pe una, două referințe. Și de fapt pe aceasta vedem că de aici ar trebui să pornească un double edge și să se termine în zona respectivă. Deci, după cum urmează, ar fi... De fapt, selectăm cu edges și dăm un connect. Și cu constraint edge. Definitivăm forma. Așa. Mai reparăm chestii pe care le vedem pe drum. În ghilimele. You can't see my air quotes. This is so annoying. Așa. Și me no like here something. Dăm un backspace și venim și facem lucrul ce nu-mi place. Nu. Ba da. Facem așa. Stanii-l conectăm cu stanii. Ca să fie și eu în temă cu accentul de prin zonă. Așa. După aceea să veniți să mai rafinăm așa zona în mare. Și cum să o facem noi aici? Cred că ceva de genul, ne mai uităm un pic pe referință. Deci... Să vină și colțul ăsta stă așa un pic în aer cu un picior, ca și un câine. Mai uităm o dată, deci, da, nu, e ok, it's ok. Și ăsta de ce nu l-ați mutat deja sus? Eu nu vă înțeleg, acum serios. Pui mei, așa ceva nu mă așteptam de la voi. Of, of. Bun. Și mai continuăm
cu mutatul de vertex. Deci roțile sunt ca un fel de escape pad pentru vertex. Deci toate loop-urile, toate... Asta o să se termine în roți, să zic așa. Găurile pentru roți. Bun. Mai dau un pic pe referință. Deci, această linie o să vină și o să se termine, nu linia aceasta cum e deocamdată la noi, da, deci asta care e aici, trebuie să se termine zona asta, deci mai trebuie adăugat, teoretic, încă un punct, da, deci o să luăm și o să dăm backspace și backspace-ul ăsta ce-a rămas, doar așa să-l avem ca și ghid, da, ceva de genul. Că mă distrage acolo și nu-mi place. Bun. Venim la mai tot Bibilim. Bibilim. Ce-mi place mie cuvântul ăsta? Să bibilești. Așa. Bun. Să mai venim cu un loop, ceva de genul, dăm un connect, îl apropiem bine de linia respectivă și o să venim cu el așa. Stormând să-l completăm într-un final. Da. Și ne uităm de fapt în referință să vedem cum se termină. Da. Se termină brusc și dintr-o dată. Se termină bruscly. I made that joke. So funny, man. Da. Luăm acest vertex și îl tragem mai încolo. De fapt, luăm acești vertexi. Nu am luat bine. Așa. Și așa. Un pic prea mult, dar... It's ok. Ceva de genul, bine, cu asta o să se repare aici. Bine, nu o să se repare singur, o să o reparăm noi. O să vină ceva de genul. Dăm cu constraint edge. O să fie așa. Și ceva de genul. Și în curând o să trească să tăiem ușa. Ușile, de fapt. Venim cu un connect. Faptul ăla lăsăm acolo. Și, uai. Ce frumos. Se termină
Constraint Edge pornit. Selectăm edge-urile respective. Așa. Și dăm un chamfer 0,2 ceva de genul, de fapt. Așa. Something like that. Și trebuie să mergem edge, dăm din nou chamfer și trebuie să dăm open chamfer. Așa. Și mergem și corectăm cam tot ce nu s-a făcut. What the hell? No, s-a întâmplat aici o chestie care o să dăm Ctrl Z. Aha, te-am găsit, nemernicule. Și dăm iară chamfer. Da, cu backspace s-a șters. Da, mă rog, asta trebuie să o știți deja. Bun. Cut. Mai tragem un cut și aici. Îl lăsăm așa deocamdată. You see some weird stuff happening around here. Deocamdată e ok. Ăsta nu-mi place aici. Backspace. Așa. Mai dau un pic la referință. O să se termine în zona asta. Și nu o să mai aibă treabă. Deci, teoretic, una bucată vertex merge în zona asta. Ăștia doi nu mai au ce căuta aici. Așa. Acesta mai urcă puțin. Și, de fapt, zona asta ar trebui să fie dreaptă. Dacă ne uităm, e cam paralelă cu side. The side. Paralelă cu marginea, cu ceva. Și l-am selectat, dăm view align pe front. Așa, s-a făcut drept, îl mergem în top, dăm un Z ca să ne dea zoom extends pe selecție. Deci zoom extends selected, îl punem acolo în mijloc, să zic așa. Selectăm vertex și ăștia și îi mutăm aici. Și vertex și ăștia, de fapt... Mamă, vertex și ăștia și mutăm așa. Ne uităm cu Turbo Smooth să vedem dacă a ieșit bine. Pare ok. Da. Asta o să mai revenim la el când terminăm cu ușile. Aici ce putem observa e că teoretic se despart alea, deci nu o să avem problemă, se despart metalele. Da.
Deci, teoretic, va fi ceva de genul. Dăm un chamfer cu open. Și va fi așa ceva. Mă rog, asta o să intre cumva. Da. Something like... this. Deci, oricum, e... O să ne mai ocupăm de zona aceasta. Ceva de genul. Așa și... Now comes the fun part. Dăm un chamfer. Mai mic. Un 00 dos. 00 fund. 00 dos. Așa. Și păcălim max-ul. Mai tragem un quad aici. Prin quad mă refer la un poligon cu 4 laturi. Așa. Bine, ne apare aici o eroare. Pentru că e puțin prea... prea colțuros. Da, așa. Mă rog. Deocamdată lăsăm așa. Un lucru care mai văd eu că ar trebui să-l facem ar fi să dăm un connect, să mai adaug un pic de geometrie aici pentru a să nu mai fie așa smooth, da? Să ne înțelegem așa, în engleză, că e mai ușor. Și ce ar fi mai bine să scăpăm de materialul puțin supărător, deși ne ajută mai mult. Da. Se vede mai bine. Așa. Bun, cam asta ar fi prima parte. În următoarea parte o să detaliem puțin fața mașinii. Și cam atât. Ne auzim. Salut! Long live the creative monkeys!